Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la audiență generală. Bătaia este ruptă din rai, spune un vechi proverb românesc, însă aplicarea, din păcate, aplicarea corectivă a acestei metode de educație în familie dă naștere la niște traume cu care viitorii adulți de care vor trage toată viața, iar ulterior vor încerca să aplice aceleași metode în familie, agresându-și soția și copiii. Despre acest lucru vom discuta în emisiunea noastră de astăzi, despre violența în familie la Olteni. Pentru acest lucru, în studio alături de mine se află domnul Mihail Jeanu, psiholog. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Și domnul Mihuț Ianucu, ofițer sociolog în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Dolj. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine ați venit! Aș începe prin a vă întreba ce este cu acest fenomen al violenței în familie, cum se manifestă el, de ce se manifestă și spuneați înainte de emisiune că există și câteva dimensiuni noi. Da, fenomenul violenței domestice se manifestă pe trei dimensiuni. Este violența împotriva copiilor, violența între parteneri și violența împotriva părinților. Violența împotriva copiilor este să zic așa, oarecum o problemă minoră. Românii, oltenii au învățat că nu este cea mai sănătoasă metodă să-ți agresezi copiii, dar când vine vorba de parteneri și de părinți, situația un pic s-a schimbat, în sensul că s-a degradat, relațiile s-au degradat, datorită fenomenelor socioeconomice din ultimii ani. Știm, mă scuzați că vă întrerup, știm din tradiție că românul era educat să fie puțin mai aspru cu copiii și să manifeste un respect față de părinți. Acest lucru se pare că s-a inversat. Dacă vă aduceți aminte, inclusiv acum peste 20 de ani la școală, chiar părinții erau cei care recomandau profesorilor sau învățătorilor să fie mai aspri și chiar să aplice corecții fizice în cazul în care nu erau ascultați de copii. Acum nu se mai întâmplă acest lucru, ba chiar dimpotrivă avem cazuri în care profesorii sau învățătorii sunt reclamați de părinți. Da. S-a promovat foarte mult faptul că legea incriminează agresiunea împotriva copiilor. S-a promovat și faptul că legea incriminează orice fel de agresiune. Numai că situația actuală a căpătat o nouă dimensiune datorită acestei dinamici actuale. Foarte multe persoane nu mai au loc de muncă. Foarte multe persoane nu pot să-și întrețină familia. Petrec foarte mult timp acasă. Petrecând foarte mult timp acasă, se nasc tot felul de discuții între părinți, copii, între parteneri. Deci, și pe din fondul, păcate, nu mai au loc de muncă. Nu au loc de muncă și petrec foarte mult timp împreună și atunci se creează o stare de nervozitate. De nervozitate, da. Și toate acestea trebuie să precizez, pe fondul consumului de alcool se declanșează conflictul. Din date pe care noi le avem, aceasta rezultă. Consumul de alcool este principala traumă socială care afectează violența în familie. Domnul Jeanu, cred că ne va explica și ce se petrece în mintea unui asemenea părinte frustrat care rămâne fără serviciu, care are probleme economice, în momentul în care consumă alcool. Care sunt... Alege în primul rând să nu mai lupte cu viața și să renunțe în primul rând la persoană, la propria persoană, se neacă în alcool. Consumă foarte mult alcool, uită să mănânce, uită să se mai îngrijească și dacă înainte de a consuma alcool are o stima de sine scăzută, acum stima de sine în mintea lui crește și capătă încredere în propria persoană. Frustrările zilnice se adună, stresul, anxietatea, odată cu alcoolul, acestea răbufnesc și ies la suprafață în fel și fel de moduri. Iar partenerii încep să-și reproșeze tot felul de lucruri care până atunci au fost aplanate, eu știu, foarte diplomatic. Nu cred că au fost aplanate foarte diplomatic, dar încep să strige. Și alcoolul, cum știm... Uneori în fața copiilor, să amintim că există și traume psihice, nu neapărat corecții fizice, adică... Cele mai dăunătoare pe timp îndelungat. Trauma psihică, emoțională, lasă... Ce se petrece în mintea unui copil care îi vede pe mama și pe tata certându-se sau chiar luându-se la bătaie? Intervine teama și frica.
Și apare acea neîncredere și se presupune copilul în multe cazuri din cauza lui se ceartă. Și el este principalul vinovat. Cam ce se poate dezvolta, eu știu, peste ani de zile în mintea acestui copil? Lipsa de neîncredere, teamă, anxietate, creativitatea este diminuată, nu are curajul să-și exprime propriile opinii. Diferă ce fel de traume are acel copil, ce personalitate și cum este cultivată. Vă cred că va trebui mult timp ca să scape de aceste acumulări. De la caz la caz, dar unii oameni nu scapă toată viața. Merg cu acele traume. Se regăsesc apoi ca viitori agresori. Corect. Deci copiază modelul din familie. Da. Așa s-a procedat la mine. Așa s-a procedat și așa va proceda mai departe. Este modelul pater familia, statul dictează, restul execută și mai departe acel copil, mai ales dacă este băiat, va avea aceleași pretenții de la viitoarea familie. Corect. De ce sunt, știm din statistici că sau aveți și dumneavoastră niște statistici, puteți să ne spuneți, preponderent victime sunt femeile și copiii. Nu prea am auzit de bărbații. Femeile și bătrâni, să zicem așa. Bătrâni în ambele sexe. Cele mai multe cazuri apar la populația neocupată. Casnicele, fără ocupație, persoane fără ocupație și pensionarii. Sunt cei mai predispuși la victimizare. De asta vorbeam mai devreme. Sunt văzuți ca o povară, mai ales dacă... Nu, sunt văzuți ca cei mai... nu povară. Este vorba aici slabi. De cei mai slabi. Da, căutam un termen, dar cei mai slabi. Nu se pot apăra. Nu mai au, nici fizic vorbind, că de fapt de aici plecăm, de la problema fizică. Nu se pot apăra. Și atunci ei sunt vinovați de tot ce li se întâmplă respectivului bărbat care nu poate să-și mai trețină familia sau mai știu eu ce alte frustrări a acumulat și le dă drumul atunci. Bun, și mai sunt, conform statisticilor dumneavoastră, ce avem? Cine sunt cele mai multe victime? Femeile fără ocupație sunt cele mai multe. Da, de departe, peste 50%, undeva la 60% sunt femeile fără ocupație. Mai urmează pensionarii, apoi, în general, persoanele cu studii medii și sub. Cam aici, la categoria studii superioare, nu, întâlnim foarte rar și în scădere. Deci față de anul trecut, de exemplu, a scăzut. Sunt conflicte ocazionale și nerepetitive de cele mai multe ori. Și cel care trece prin așa ceva nu mai repetă. În timp ce la ceilalți, este odată ce a făcut-o, o repetă. Un factor care îi și favorizează acest aspect este faptul că victima își atrage plângerea. Victima își atrage plângerea, se împacă pentru moment, dar peste o săptămână revine în urma unui alt conflict. Și cam de obicei ce reclamă? Vin la dumneavoastră femeile sau bătrânii vin la dumneavoastră? Da, vin. Păi, dacă în momentul în care copilul îl dă afară din casă, nu are unde să se ducă. Da. Cele mai multe reclamații sunt pe violență fizică. Deci violență fizică, unul asociată cu violență verbală. Dar avem și alungarea din locuință. Deci aceste lucruri cum se pot demonstra? Că știu, într-adevăr, violență, te bați cu cineva, da? Te duci, trebuie să scoți un certificat medico-legal, să arăți că ai suferit anumite traume, ții zile de spitalizare. Este exact aceeași procedură. Nu avem o lege specială pentru violența familiei, decât ca formă agravantă, să zic așa. Dar, dacă violența este mai mult verbală, probabil trebuie demonstrată cu martori, vecinii. Da, în urma violenței verbale foarte rar reclamă. Astea sunt probleme în familie și mai puțin de reclamă. Numai cei care nu au avut conflicte de genul ăsta ajung să reclame. În general, reclamă foarte târziu, când deja s-a luat violență fizică, alungarea din locuință. Da. Și aici este o mare problemă, fiindcă vin, înregistrează plângerea, dar trebuie să se întoarcă în mediul respectiv. Iar cel care este reclamat, știe că a fost reclamat, probabil va fi chemat să dea niște explicații. Va fi chemat să dea explicații, o să ia împotriva lui, să deschide dosar penal, să face toată procedura, dar până la urmă se întâlnește cu victima. Se întâlnește cu victima acasă. Și nu pe stradă, Până să ajunge să se ia măsurile respective de către
instanță, mai durează. Sunt victime care au unde să meargă, primesc suport din partea familiei de proveniență sau a prietenilor, dar sunt victime care nu au unde să meargă. Și cu acești oameni ce se poate? Aici este o problemă. Te revin în mediu și sunt victime sigure. La un moment am reclamat noi necesitatea unui centru de primire în regim de urgență pentru femei. Există pentru femei cu copii, există la nivelul direcției de așa, pentru femei cu, dar pentru femei singure nu există un astfel de centru. Da. Problema este, ele au nevoie de... Să vă întrerup. Știți cumva câte asemenea centre avem în Craiova sau în Dulj? Nu știu, o statistică. Da, știu și eu că avem. Da, și sunt, din câte țin minte, sunt ținute secrete, evident, pentru că agresorul să nu afle... Confidențialitatea. Aceste femei, odată ce intră în aceste centre de primire, pot merge în continuare, pot să-și vadă de viață, pot să meargă la serviciu, că bănuiesc că, să zicem, un agresor care se ține scai de obiectul agresiunii, da? Știe unde lucrează, vine într-o zi și urmărește când pleacă de la serviciu. Persoanele întâlnite în centru, eu am vizitat un astfel de centru, tipul nu au loc de muncă. Nu au loc V-am zis, muncă. Ele sunt și cele mai pretabile la agresiune, nu au loc de muncă. O greșeală care se face că se împacă până la urmă cu respectivul și îl cheamă să o ia de acolo. A, da? Și identifică unde... Și n-aveți ce face atunci. Nu ai ce să fac, îl așteaptă, o așteaptă în capătul străzii. Sau mai știu eu. Și atunci nu mai poți să ții secret acea locație, fiindcă știi data viitoare de unde trebuie să vină să o ia. Bine, nu va intra niciodată, dar știe unde să o aștepte, mă rog. Da. Noi avem și o statistică pe care ne-a furnizat-o doamna Maria Dumbravă, purtător de cuvânt la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, pe care o să o ascultăm în minutele următoare, după care vom comenta. Să spun că pe parcursul anului trecut, în anul 2013, am avut de-a lungul anului înregistrate sesizări privind un număr de 743 de copii, pe mai multe categorii. Pentru 8 copii au fost victime ale traficului de persoane, 565 de cazuri suspiciuni de neglijare, 47 de copii abuz emoțional, 43 abuz sexual, 27 de cazuri de abuz fizic, 49 de cazuri au fost copii repatriați de pe teritoriul altor state și 4 copii exploatare sexuală. Țin să precizez faptul că majoritatea cazurilor au avut o componentă privind violența domestică, adică unul din motivele pentru care copiii au ajuns în astfel de situații de risc a fost și faptul că în cadrul familiei a existat o componentă a violenței domestice. Da, am revenit la discuția noastră despre violența în familie. De ce nu avem niciun caz de bărbați reclamați? Nu se întâmplă acest lucru sau pur și simplu nu vin de rușine? Sau? Noastră ce știți așa? Din ce ați auzit? Că dacă nu sunt statistici... Sunt și cazuri de bărbați care reclamă, dar în general sunt părinții agresați de copii. Da. Sunt persoane în vârstă care nu se pot apăra și aceștia reclamă în ultimă instanță, își reclamă copilul, poate îl scoate de afară din casă sau îl agresează fizic. Sau... Cei tineri mai puțin sunt agresați de soții, nu prea se întâmplă din datele pe care le avem noi. E mai rar. Bine, cel mai probabil rezultă o violență psihologică, certuri între soți, dar nu se ajunge la... Este legea celui mai puternic. Da, legea pământului, cum se spune. Cum se poate, să zicem că, deci vine la dumneavoastră, ce se întâmplă când ajunge la poliție? Ce îi recomandați victimei? Dă o declarație, nu? Da, dă o declarație, prezintă datele așa cum s-au întâmplat și îi recomandăm să încerce să-și găsească un alt, pentru o perioadă de timp, până la decizia instanței, un loc unde în care să stea, efectiv. O nouă locuință care să o protejeze de... După care chemați și partea cealaltă, nu? Chemați agresorul. Da. Deci se merge pe firul anchetei mai departe și să este chemat agresorul. Se face un dosar penal. Se face dosar penal și... Și cât se riscă? Este o legislație specială pentru violența în familie sau pur și simplu este același lucru ca și cum... Este o formă agravantă. Se întâmplă în familie, dar de regulă se aplică aceleași...
Și se ajunge la cazuri de închisoare cu executare pentru da. Acest lucru? Da. Se ajunge. Se ajunge. În cazurile extreme, violența fizică ajunge la omor. S-a întâmplat. Am văzut și noi destule cazuri. Se prezintă la televizor, da. Deci, în fază incipientă, conflictul a plecat de la conflict verbal, apoi fizic și apoi este omorul care îl vedem pe toate canalele de știri, să zic așa. A fost celebrul omor de la coafor în care au suferit și alți oameni, nu numai da. Victima, a început agresorul să tragă în, și a fost câteva victime. Datorită geloziei. Da. Domnule Jeanu, v-aș întreba, de ce aleg agresorii această soluție? Pur și simplu, dacă consideră că nu se mai înțeleg cu o persoană, de ce nu se despart amiabil? De ce vor ca în continuare acele persoane să depindă de ei? Există probleme și tulburări de personalitate. Și de la neîncredere în propria persoană, la stereotipiile, pot să le spun oltenești. Râde lumea de mine, cum să mă lași pe mine și bărbatul este capul familiei. De aici el își conturează în minte o imagine puțin nu tocmai realistă. Plus carențele educaționale, lipsa de comunicare, face un bărbat posesiv, dominator și se simte în concurență cu alți bărbați. Dar este și modelul promovat, modelul acela tradițional în care bărbatul... Credeți că acest tip de comportament, acest tip de comunicare, de relaționare în cuplu s-a schimbat pe parcurs? Adică știm că era societatea aceea patriarhală, da? În care am făcut da. O trecere, dar cu timpul ne-am mai dezghețat. Și vedem și la televizor și în tot felul de medii cum se promovează, cum să comunicăm. S-a schimbat în mare parte sau este o diferență, să zicem, între mediul urban și cel rural? Sunt mai dezghețați sau în funcție de nivelul de educație? În teorie stăm bine. În practică au rămas cam la fel. Foarte, foarte puține lucruri s-au schimbat și acelea foarte greoi. Pentru că avem mentalități foarte învechite și după ele ne ghidăm. Renunțăm să aplicăm altceva decât ceea ce vedem în familia noastră, în familia lărgită. De la bunica, bunicu, mama, tata, noi aplicăm. Și nu este recomandabil. Bun. Trecem la copii. Deci am văzut cu bătrânii. Haideți să vedem cu copii. Cum se pot reclama? De obicei, în cazul violenței asupra copiilor, poate reclama mama, da, în cazul în care sunt amândoi, dar sunt și cazuri în care, să zicem, mama acceptă, pentru că este un model și este normal ca cel mic să asculte și să-i mai dai o palmă dacă nu ascultă. Aici este o problemă. Eu nu pot discuta decât despre cazurile înregistrate. Cazurile înregistrate înseamnă și că au depus reclamație. Copiii nu depun reclamații. Și atunci, din punctul nostru de vedere, sunt foarte puține. Eu știu că ele nu lipsesc. Poate chiar se întâmplă destul de des. Dar nu avem date concrete asupra dimensiunii acestui fenomen. Deci numai în cazul în care, să zicem, este și mama sau mama nu este de acord cu metodele sau poate chiar și mama aplică corecție. Poate și mama aplică aceeași corecție. Însă, din câte observăm, din activitatea pe care o desfășurăm la nivelul școlilor, nu întâlnim atât de des cum era în anii trecuți acest fenomen al agresiunii. Bine, trebuie să mergem în profunzime către staturile sociale care sunt afectate de această problemă. V-am zis, cei fără prea multă educație, cu nivel de trai scăzut. Revin la ceea ce spunea colegul. Problema principală este problema financiară. Victima nu părăsește căminul, fiindcă nu se poate întreține. Ea nu are niciun fel de pregătire în cazul femeilor mai casnice. Și atunci unde să se ducă? Pe lângă toate cele prezentate de coleg care sunt perfect reale și țin de problema arhetipală a noastră, apare și această dimensiune economică. Deci, până la urmă, omul
Poate s-ar rupe, poate nivelul de acces la informații este foarte ridicat acum. Noi încercăm să promovăm, să le explicăm victimilor ce drepturi au în fața agresorului, dar nu se poate rupe. Există campanii de acest tip care se fac? Da, le desfășurăm. Da? În fiecare an desfășurăm campanii pentru prevenirea victimizării. Și ce le spuneți, spre exemplu, cam ce linii generale conține o campanie, un mesaj de genul acesta, spre exemplu? Ce învățați? Ai grijă de viața ta, de exemplu, se intitulează. Doar tu poți să ai grijă de viața ta, este o campanie, ai grijă de viața ta. Trebuie, îi informăm cu privire la drepturile pe care le au. Ce trebuie să facă atunci când sunt agresați. Dar de multe ori rămâne la nivel de transmiterea informații, receptorul nu percutează, da, la nivelul. Avem și un scurt interviu tot la protecția socială și drepturile copilului și revenim să discutăm. E cunoscută și sub numele de violență domestică, este un fenomen cu multiple cauze, din ce în ce mai răspândit și în județul Dolj. De mai multe ori, victimele actului de violență nu știu unde să apeleze pentru a putea pune capăt calvarului. Alte ori, rușinea sau teama sunt principalele motive ale suferinței căreia acestea nu îndrăznesc să-i pună capăt. O soluție rămâne Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului, al cărui număr de telefon poate fi oricând apelat. Ajută DGASPC persoanele care se confruntă cu problema violenței în familie. Există posibilitatea că atunci când acest fenomen al violenței domestice este existent în cadrul unei familii, mai ales atunci când discutăm și de copii minori implicați în acest fenomen, există posibilitatea să sesizeze acest caz atât pe linia de urgență 025193 sau posibilitatea de a face o sesizare în scris. Pot beneficia de servicii de specialitate, respectiv consiliere psihologică, sfat juridic și îndrumare și către alte instituții care pot să rezolve problema în funcție de cazul, fiecare caz în parte. Și cum trebuie să procedeze? Care este procedura? Cum se depune o astfel de cerere sau cum apelează ei la dumneavoastră? Așa cum am specificat, pot să primesc îndrumări apelând o linie de urgență care este apelabilă non-stop 24 de ore din 24, 025193. Pentru o evaluare detaliată, dacă doresc, pot să depună și o sesizare în scris, unde pot să descrie ceea ce li se întâmplă în cadrul familiei și totodată să specifice și dacă au copii minori în întreținere, iar persoana respectivă va primi toate îndrumările adecvate. Care sunt cauzele violenței în familie din punctul dumneavoastră de vedere? Cauzele violenței în familie sunt diverse, adică de-a lungul timpului cauzele au fost diferite. Pot să fie și de ordin, în primul rând, de ordin economic, în al doilea rând, datorită mentalităților. În al treilea rând pot fi și datorită faptului că, în general, victimele noastre sunt mai mult femei și copii. Deci, cazuistică legată de bărbați victimele violenței domestice nu a fost cazul până în prezent. Dar, așa cum spuneam, poate fi și o problemă de educație, de mentalitate, de cum e perceput fenomenul în sânul familiei. Este și consumul de alcool o cauză acestei violențe? Și consumul de alcool, poate fi și consumul de stupefiante sau consumul de etnobotanice, mai rare cazurile, dar poate fi o cauză. A crescut numărul persoanelor care au apelat la dumneavoastră în ultimul timp? Deci numărul persoanelor care a apelat la noi în ultimul timp au crescut. Observ o cazuistică în creștere. Nu aș spune că reflectă cu adevărat nivelul fenomenului de violență domestică datorită faptului că sunt atâtea persoane care nu sesizează aceste aspecte sau nu solicită ajutor de specialitate. De ce credeți că nu solicită și preferă să îndure? Motivele pot să fie diverse. Pot fi motive de ordine interioară, eu știu de motivație spirituală, de mentalitate, de educație, de teamă, depinde de la caz la caz. Fiecare este motivat, fiecare persoană în parte are o motivație personală. Bun, am revenit la discuția noastră despre violența în familie. În pauză, în urmărirea acestui material, domnule Jeanu, îmi spuneați că consumul acestor substanțe, alcool și am văzut etnobotanice sau alte tipuri de droguri, mă rog, este doar factorul declanșator. Pentru da. Că oamenii sunt așa cum sunt, adică nu se schimbă personalitatea. Nu, decât și o dezvoltă în acel moment și găsesc un factor exterior, declanșator nevoile lor. Bun, haideți să luăm o scurtă pauză și revenim după aceea să vedem ce consiliere li se dă acestor victime și
cum se pot ele reintegra? Până la urmă, unde duce? Că nu se pot ascunde toată viața. Cumva se ajunge la un deznodământ. Pauză de publicitate și revenim. Be Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală. Îți pune la dispoziție Cellmeter, cel mai modern și eficient aparat cu care se poate realiza diagnosticarea corectă și eficientă a tipului și stadiului de celulită. Be Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală. Îți oferă metode ultramoderne pentru a scăpa de celulită și de retenția de apă, electrostimulare tunel cu infraroșii, termocuvertă și vacuum. Be Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală. Pentru noi, siguranța și sănătatea pacienților noștri sunt esențiale. Am creat Mogoș Med pentru că meritați să beneficiați de cele mai bune condiții și standarde de profesionalism. Mogoș Med, prima clinică privată de chirurgie din Oltenia. Oferim servicii de chirurgie generală, ortopedică, ORL, ginecologică sau vasculară, asigurate de personal medical cu experiență solidă și înaltă calificare. Mogoș Med, în Craiova, strada Eugeniu Carada, numărul 14. Suplimentul de mică publicitate al Gazetei de Sud. De 18 ani pe piața din Oltenia. Am ales Gazeta de Sud pentru că este cel mai citit ziar. Singurul ziar care are în clipa de față o rată foarte mare de vizualizări atât pe internet cât și la cumpărare. Este cel mai citit ziar și are impact asupra oamenilor. Acum anunțurile de mică publicitate se primesc și la oficiile poștale din Oltenia. Suplimentul de mică publicitate al Gazetei de Sud. Citit zilnic de 80.000 de oameni. Am revenit la discuția noastră despre violența în familie. Domnule Jeanu, voiați să ne spuneți despre educație, care joacă un rol important în aceste conflicte. Și în continuare v-aș ruga să ne explicați și despre consilierea pe care o primesc victimele și cum spre ce deznodământ ne îndreptăm în multe dintre cazuri. Educația este foarte importantă. Cei 7 ani de acasă sunt esențiali. Dar pe lângă acei 7 ani de acasă trebuie să facem încet, încet, din copilărie, alegerile noastre. Să fim lăsați să facem alegeri proprii. Uneori, poate nu sunt tocmai inspirate alegerile pe care le facem, dar să fie, să ne aparțină nouă. Alegerile influențate provoacă frustrări? Provoacă multe. Neîncrederea, în primul rând. În propria persoană? Capacitatea de a lua singură decizii? Corect. Și de aici, alegerile nu mai sunt așa bune pe viitor. Și comunicarea, dacă este defectuoasă, dacă nu ai încredere în tine, nu poți să comunici, să te exprimi la un nivel mult mai mare, mai profund. Lipsa de identitate, am observat, este un fenomen social din punctul meu de vedere. Nu mai avem acea personalitate a noastră, cu puncte bune, cu puncte mai puțin bune. Și începem să copiem, să ne alegem modele nu tocmai inspirate și dăunează. Am vorbit despre modelele din familie, dar sunt și modelele din societate, cele promovate în diverse medii, cele pe care copilul sau adultul le vede. Da, majoritatea oamenilor încearcă să imite acele modele de pe TV, în primul rând, și nu sunt tocmai buni formatorii de opinie care apar la TV. Există, am văzut că există acele avertismente, da, pe tot felul de emisiuni, programe TV, filme, cu până la cât este interzis. Credeți că se respectă în general? Adică copiii sunt ținuți să... În teorie, da. În practică, nu. Din contră, aș spune că mai mult incită, da, copiii să urmărească respectivele. Dacă le interzic, ia să văd și ce este acolo. Foarte mulți au un aparat TV în camera proprie. Și atunci, dacă filmul este limitat la vârsta de 16 ani, e clar că va privi din dorința de a afla mai multe, de a discuta a doua zi cu colegii la școală. Apoi este accesul la internet, care este pentru toată lumea acolo. Am văzut copii de la vârste din ce în ce mai mici, care au tot felul de asemenea telefoane cu acces la internet. Deci,
și chiar încep să ceară. E catastrofă în unele cazuri dacă nu le cumperi, pentru că toată clasa are și atunci trebuie să ai și tu. Nu știu dacă se poate restricționa accesul la anumite site-uri, am înțeles că prin educație. E posibil. Educația din familie, dacă părinții se ocupă de copil în mod constant, o educație specifică vârstei și interesează, nu găsesc scuze că nu au timp sau atâta pot, copilul dă randament maxim. Dar cum copilul este lăsat de izbeliște, îi se aruncă în brațe un telefon sau niște bani să descurce, atunci apar problemele. Și consilierea... Păi mai sunt și anturajele, în afară de ceea ce vede, sunt... Anturajele sunt tot din lipsa de timp. Grupuri care provoacă, care promovează violența. Eu știu, în anumite grupuri în care se consumă sau, nu știu, anumite moduri de... Unde se strâng, da? Ascultă anumit, un anumit tip de muzică, merg la anumite manifestări, merg, nu știu... Da, discută despre anumite subiecte. Bun. Așa, în general vorbind, credeți că statutul femeii în societate îi conferă rolul de victimă? Adică am traversat, acum s-au egalizat, dar până acum nu prea era promovată femeia. Poate și din cauza acestui model. Ideile preconcepute în Oltenia sunt înfipte bine în mental și nu o, trebuie să mă treacă 20 de ani pe puțin. Eu aș evoluție. Dacă îmi dați voie, eu aș considera că accesul la educație facilitează scăderea riscului de victimizare. Cu cât trece la un nivel superior, adică termină un liceu, termină o facultate, are șanse mai mari să-și găsească de lucru. În momentul în care este independentă financiar, se poate debarasa mai ușor de acele probleme arhetipale care vorbeam mai devreme. Da, probabil este și aceasta o cauză pentru care nu-l părăsește. Deși... Datele statistice spun asta. Nu spun datele statistice pe care noi dispunem, spun asta. Sunt ancorate în lipsa de educație, de informare și problemele financiare. Dependentă de soț, chiar de soț, dacă o mai apărește din soț, când în când. Dependența de familie, în primul rând, și educația, în primul rând, costă. Da. Dacă o să ții un copil la liceu, costă. Și oamenii de la țară nu-și permit să țină un copil. De aici ne întoarcem, este un cel vicios. Situația economică la noi este dezastroasă. Am văzut în unele comune, tineretul este plecat, dacă nu în oraș, la oraș, ci chiar în străinătate. Sunt sate întregi în care îmi spunea cineva cunoscut, domne, unde mergem? Haideți că mergem să lucrăm, nu știu, pe șantier în Italia. Păi și vă descurcați acolo. Da, cum să nu, e ca la noi acasă. Au închiriat o casă și îți cresc acolo porci, găini. Deci este, s-au mutat acolo în grup și se ajută unul pe altul. Iar cei care rămân aici trăiesc, unii nici n-au pensie pentru că au lucrat pe la CAP-ul și au venituri mici și trăiesc pentru autoconsum, adică muncesc pentru autoconsum. Ceea ce produci, când produci și ești bun, să muncești, produci, mănânci. Când nu, rămâi în grija copiilor. Și aici depinde dacă... Da, o problemă a celor plecați mai este și cine crește copiii acasă. Există inclusiv cazuri de copii lăsați la vecini. Ceea ce... Șocant. Sau în grija unor bunici de o vârstă foarte înaintată. Dacă le pune în care în față, consideră că și-a făcut datoria. Vă dați seama că nu așa, da, se face. Da, este, am văzut atâtea emisiuni cu copii. Îi întâlnim părăsiți, apoi ca viitori. Da. Ca și viitori. Care unii se mai cresc unii pe alții în funcție de ce vârstea. Da, asta este o șansă. Asta este asta o șansă, da. Dar nu toți au această șansă. Da. În momentul în care am vorbit, ce se poate face din punct de vedere legal? Se depune plângere și se poate trimite în judecată, se merge în justiție. Se poate face inclusiv, se dă un ordin de restricție. Da. Da. Chiar dacă proprietatea este a agresorului, apartamentul aparține agresorului, mă rog, imobilul, el poate fi evacuat și rămâne în imobil mama împreună cu copiii. În general, victimele nu cunosc acest aspect. E casa lui, sunt în casa lui, nu. În momentul în care este agresorul și se dovedește acest
aspect, el poate fi îndepărtat din locuință. Deci poate fi scos din locuință, chiar dacă în acte este proprietarul, timp cât este familia lui, da? Da, cât este familia lui, este agresor, este partea vătămată, este protejată de lege. Dar, cum să zic, ordinul de restricție, cum este? Ordinul de restricție, n-ai voie să le apropii până la cât? Da, nu știu exact. Sau n-ai voie să... Nu trebuie să intri în curte, chestii de genul... O distanță suficientă încât să nu ai contact protecție, fizic, sau... Da. Bun. Instanța decide mai exact care este necesarul pentru astfel de decizii. Deci asta din punct de vedere al legii. Să vorbim puțin despre consilierea psihologică. Ce, în momentul în care vine la dumneavoastră, ce o sfătuiți pe o victimă? În primul rând, acea persoană trebuie să se degreveze de trecut, de traumele care au marcat-o. Și este un proces îndelungat. De la persoană la persoană, poate să dureze jumătate de an, un an, după caz. După aceea să începem să facem alegeri inspirate și bune pentru mămică, dacă este vorba de o mămică. Să își prioritizeze obiectivele reale și nu să se lase influențată de terțe persoane ce ar fi bine pentru ea. Adică să gândească pe termen lung, să nu se gândească că se împacă acum, da. Să facă o retrospectivă a experienței și să vadă dacă a fost ceva de moment sau, permanent. Se întâmplă des. Și dacă se întâmplă des, este foarte probabil să se întâmple din nou și atunci n-a rezolvat nimic, nu? Dacă, chiar dacă vine la dumneavoastră. Și se ajunge la ce? Se ajunge la divorț? În unele situații este recomandat divorțul. Pentru că mama poate să dezvolte împreună cu copilul sau copiii o relație bună după divorț, decât să stea cu agresorul în casă, să traumatizeze copiii implicit pe mama. Bineînțeles, în acest caz, copiii revin mamei, da? În multele cazuri, da. Decide, dar de regulă... Dar de regulă cam așa decide. Bine, am văzut că de cele mai multe ori, acum cum este din experiența noastră, ce ați văzut, în cazul în care, să zicem, divorț normal, da? Se înțeleg părinții, dar nu ajung la abuzuri, se despart. Am văzut că de obicei copiii merg la mamă sau sunt lăsați să aleagă. După vârsta de 10 ani sunt lăsați să aleagă. Iar acum, bun, și dacă, să zicem, deci e agresorul, ar merge la mamă, dar mama, cum a spus și dumneavoastră, nu se poate întreține nici pe ea, dar minte copilul. Ce se întâmplă? Îi se ia? Dacă este minor, este dus la un casă de copii? Aici tot instanța hotărăște, dacă se ajunge la instanță. Dacă demonstrează că... Da. Sau se poate duce până la bunică, din partea mamei, sau din partea tatălui, dacă este cazul. Da, există și cazuri în care pot merge la bunici, da? Da. Dar am văzut că, există... și neînțelegeri între, mai ales pe la țară, în familia extinsă, adică între rude. Nu se... Așa ceva ați avut? Eu am văzut cazuri, da? Cel mai mult se întâmplă în perioada sărbătorilor, cum a spus dumneavoastră, pe fondul consumului de așa, de alcool. Merg să taie porcul și de acolo se ajunge la... Că tot au instrumentele la îndemână. Tocmai de asta, mai devreme, de părinți, dacă stați părinții. Înțelegerea de asta apare între părinți și copii, mă rog, copii, din propriu spus, cei copiilor, dar de vârste înaintate. Se întâlnesc de sărbători, au ceva să-și împartă, știți, frustrările acelea acumulate. Casa mi-a lăsat 1000, mașina i-a dat-o lui, și de aici se declanșează. Sau între frați? Frați, surori? Sunt. Plaja este largă în ceea ce privește conflictul familial. Motiv se găsește. Dar ați avut, trebuie să-mi spuneți așa, de un caz, bineînțeles fără a da o speță, cam ce s-a întâmplat, eu știu, noastră, ați primit, să zicem, ultima dată, ați discutat cu cineva care, mă rog, un caz. Da, am avut un caz de divorț. Copilul a fost foarte traumatizat. Dar mama a încercat să rea relația pentru copil. Clasica poveste pe care nu o recomand. Să stea pentru copil și i-a făcut mai mult rău copilului.
copilul nu vrea să-l mai audă, să audă de tată, vrea să mai discute, a fost foarte închis, traumatizat, pentru că avea și un comportament ușor agresiv, verbal. Și teama copilului a fost mare, plus frustrările aferente. Deci chiar femeia voia să refacă de dragul copilului, dar da. Copilul... Nu, refuza total da. Această legătură și mentalitatea mamei, copilul este mic, ce știe, lasă ca o să fie bine pentru copil. Și acea femeie s-a reîntors în familie? Ce pentru știți? O perioadă scurtă, da, dar după aceea a realizat că nu mai este o alegere tot mai bună. Și a divorțat. Da, a divorțat și s-a separat total. Iar copilul a rămas cu mama. Și este mult mai bine, învață mai bine, este mult mai atent. Este mai relaxat, nu mai trăiește în fiecare zi. Dumneavoastră ați avut, vă amintiți de un caz așa mai deosebit? Nu neapărat. Colegul este mai în domeniu. Noi analizăm, din punct de vedere statistic, datele pe care le obținem, nu acordăm noi consiliere pentru aceste vite, decât le îndrumăm către direcțiile abilitate, dar nu decât pe moment. Asta facem noi, să se oferim cadrul necesar pentru a se simți în siguranță și posibilitățile care le are, și despre posibilitățile care le are pentru a surmonta dificultatea în care se află. Am înțeles. Dar vi s-a întâmplat să, eu știu, să vină la dumneavoastră cineva care spune, care are probleme de genul ăsta, de agresivitate, să se trateze, între ghilimele. Dom'le, îmi recunosc că devin violent și sunt agresiv și că sunt irascibil, dar vreau să mă tratez. Ce îmi recomandați? Agresorul de obicei nu face asta. Nu fac. Nu. De obicei nu recunosc că au o problemă. Problemele au cei din jurul lor. Ei nu au niciodată nicio problemă. Niciodată nicio problemă. Nu. Ei sunt perfecți și toată lumea greșește, toată lumea. Generalizare care este evazivă. Nu, ei nu au. Puțin paranoic așa să vezi doar dreptatea ta. Așa se construiește din copilărie, pe modelul parental. Da. Ce campanii, spre exemplu, ultima campanie de care vă amintiți, cam ce susține pe tema asta cu violența? Privind la victimizării. La noi, în cadrul campaniilor, cam asta este filonul principal, prevenirea victimizării. Ele se referă strict la a informa populația cu privire la drepturile pe care le au. Și agresorul și victima, primul victimă. Deocamdată atât se poate realiza prin atribuțiunile pe care le îndeplinim. Astea sunt, informăm și, mă rog, mai departe trimitem către instanță atunci când lucrurile decurg negativ. Nu avem alte pârghii. Este o strategie națională, de altfel, dar implică efortul concertat al mai multor instituții. Strategia națională pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie pe perioada 2013-2017. Și în cadrul acestei strategii sunt mai multe instituții. Puteți să ne dați câteva exemple? Nu am aici respectivele obiective care le are campania, dar în primul rând este protecția victimelor violenței în familie și responsabilizarea agresorilor. Prin constituirea unui cadru instituțional integrat și adoptarea unor politici și măsuri specifice. Asta este ca temă principală. De aici este destul de stufos această strategie. Ea există pe internet. Mă gândesc că dacă este o strategie, clar s-a văzut din statistici că avem o problemă dacă face o strategie. Da, s-a văzut din statistici, ele există, nu la nivelul nostru, la nivel național există niște statistici. Da, este o caracteristică a noastră, a românilor, chestia asta, sau noi suntem mai violenți, e mai multă violență în familie la noi decât la alții, sau e peste tot? Nu. Violența în familie, eu știu că caracterizează toate societățile, la orice nivel. Sau o diferență între, nu știu, nordici și cei din sud, care care sunt mai vulcanici, ține mai de educație, colerici, cum zicea colegul mai devreme, ține de educație. Nu știu dacă există o diferențiere la nivel de populații atât de mari. Bine, că noi vedem ca stereotipuri, nu avem nicio știință. Da. Până la urmă nu este o regulă. Bun. Există, eu știu, niște medicamente și un tratament medicamentos, din câte știți, adică e numai consilierea psihologică?
pentru astfel, pentru niște traume psihice, se dă ceva, se merge la... Poate începe cu consiliere psihologică, psihoterapie, uneori paralel cu psihiatru. Aici și medicul de familie se pronunță. Dar pentru cei care au probleme cu agresivitatea, există ceva? Medicamentație specifică. Medicamentație specifică? Ce pot să ia? Nu știu, un calmante? Aici psihiatrul hotărăște ce li se dă, dar în același timp să meargă în paralel și la psiholog să realizeze anumite acțiuni pe care ar fi bine să le mai facă. Nu decât iau niște medicamente și să așteaptă să facă minuni. Da. Mi s-a întâmplat de multe ori să depun plângere, eu știu, vecinii, nu se ajunge, observă cineva, domnule, pe copilul ăsta îl cam bat părinții, sau e neglijat copilul, ia uite cum umblă pe stradă, sau e lăsat singur. Dar se întâmplă să reclame. Știți că au fost pe la televizor cu acei copii, nu-ți legați? Vecinii reclamă. Sunt și cazuri în care vecinii reclamă ceea ce observă. De ce mai mult atunci când sunt deranjați de scandal? Atunci când sunt deranjați de scandal. Și mai rar când se întâmplă să observe că, mă rog, copiii respectivi sunt într-o situație deosebită. Se întâmplă. Sunt societatea noastră nu este atât de dezvoltată încât să-și facă o datorie din să se implice. De multe ori se întâmplă să se distreze pe... Uite, vecinul ia zăceată cu soția. Și o întreagă așa. Și mai ales la bloc unde se aude prin țevile de la cale. Da, este o problemă mai veche. Când satul s-a mutat la bloc, pe verticală, ai schimbat niște relații sociale care se cimentaseră de-a lungul unor generații. Și mai este și proximitatea, da? Acasă te cerți în grădină și mai e până la vecinul. Tocmai de asta spuneam. Când satul s-a mutat pe verticală, s-au stricat multe dintre... Da. Bun, păi acestea fiind spuse, nu rămâne decât să pune punct aici emisiunii noastre și să sperăm că acest fenomen nu se va amplifica, adică campaniile pe care le desfășurați, cât și cazurile rezolvate, să ducă la o scădere a acestui fenomen. Avem semnale pozitive în acest sens. Aveți pe anul acesta o tendință? Există o tendință, nu pot să vă dau cifrele exacte, fiindcă încă nu este finanță, dar se observă, cel puțin în mediul urban, o scădere a acestor cazuri. Da. Mulțumesc pentru participare. Mulțumesc. Până data viitoare, la revedere.